Stimați și iubiții mei frați și toți care iubiți pe Iehova, datorită faptului că trăim aceste timpuri când organizația lui Satan este pe cale să se distrugă din mâna lui Iehova, bineînțeles ca noi, ca și conducător al poporului său, nu este decât Iehova prin reprezentantul său oficial, Iisus Hristos. Așadar, noi trebuie să știm că Atotputernicul și Preaînțeleptul Iehova are o organizație completă și desăvârșită. Scripturile arată că El are o astfel de organizație pentru a se îngriji de întreg universul Lui. Așadar, El delegă responsabilități diversilor membri ai organizației sale care merg în chip de reprezentanți ai Lui. Și ei acționează, vorbesc și tratează pentru El în numele și în folosindu-se de autoritatea Lui. Prin acest aranjament, efectul este același ca și când Iehova ar fi mers și acționând El personal. Acești reprezentanți cereși își îndeplinesc sarcinile în numele Lui prin puterea și la poruncile sale. Ce altceva ar fi mai necesar ca să vedem că ceea ce Dumnezeu vrea se înfăptuiește întotdeauna? Așadar, Dumnezeu este Marele Spirit, Creatorul cerurilor și al pământului, iar slava, măreția și puterea Lui sunt deasupra cerurilor și pământului. Și ne declară Psalmul, așa ne declară Psalmul 148 cu versetul 13. Prin urmare, prezența directă a lui Dumnezeu în persoană pe pământ nu este un lucru vital pentru a duce la îndeplinire scopul Lui. De aceea este limpede că despre Iehova se poate vorbi ca venind și fiind prezent oriunde își îndreaptă fața sau atenția și își exercită puterea la mari distanțe, ori își trimite reprezentanții pentru a-i rezolva problemele. În sprijinul acestei concluzii, putem să examinăm acum unele din pasajele din Scripturi, deoarece prin cuvântul lui Iehova trebuie să se dovedească toate lucrurile. Așadar, poporul ales al lui Iehova a locuit în Egipt și a fost năpăstuit în robia acelei ticăloase organizații ai diavolului. Iehova le-a auzit strigătele și le-a văzut necazurile și se afirmă clar că El a coborât să-i mântuiască de asupritorilor. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să îi izbăvesc din mâna egiptenilor, arătat în Exodul 3 cu versetul 7 și 8. Deci să tragem concluzia din cauza acestui limbaj atât de accentuat că Iehova trebuie să-și lase tronul din ceruri și să meargă în Egipt în persoană și în trup, ar fi cu totul lipsit de sens. Cercetați contextul din cartea Exodului și vă va arăta că, de fapt, era un înger trimis de Dumnezeu, cel care vorbea. Acel înger învestit cu autoritate vorbea ca și cum ar fi însuși Dumnezeu. De aceea arată Exodul 3 cu 6, Eu sunt Dumnezeul tatălui tău. La vremea cuvenită, Domnul Iehova și-a izbăvit poporul din Egipt și a trecut peste Marea Roșie și prin pustie, oprindu-i la poalele muntelui Sinai. Exodul 19 cu 3 spune, Și Moise s-a suit la Dumnezeu și Domnul l-a chemat de pe munte. Atunci Iehova a rostit un mesaj pentru poporul lui ales, Israel, și Domnul a zis lui Moise, Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă tot poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului său. Apoi Moise i-a povățuit pe oameni să fie gata pentru Iehova a treia zi, căci a treia zi Domnul se va pogorî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogorâse pe el în mijlocul focului.
iar fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai și anume pe vârful muntelui. Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui și Moise s-a suit sus la el. Exodul 19:9. Cu secole mai târziu, prorocul David, aflându-se sub inspirație, a scris următoarele referitoare la acest eveniment. Dumnezeule, când a ieșit tu în fruntea poporului și când mergeai în pustie, s-a cutremurat pământul, s-a topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel. Psalm 68 cu versetul 7 și 8. Deci, în mod logic, trebuie să tragem concluzia că puterea lui Jehova este atât de mare încât o va exercita indiferent de distanță. În scripturile scrise înainte de Hristos, cuvântul prezență este tradus în majoritatea cazurilor din cuvântul ebraic însemnând față. Și acest cuvânt, la rândul lui, este derivat din verbul însemnând a întoarce, deoarece fața este considerată acea parte a corpului care fie se întoarce spre un obiect, fie se întoarce de la el. Din experiență știm că dacă cineva căruia ne adresăm ne întoarce spatele, atunci aceasta înseamnă refuzul de a asculta ori dezaprobarea. Deci în legea oamenilor, când cineva îți întoarce spatele, pare dezaprobator. Dar apoi Jehova, când întoarce spatele cuiva, e și mai dezgustător. De aceea, acest cuvânt este în mod frecvent tradus cu față, înfățișare sau chip. Indiferent încotro își întoarce Jehova fața, acolo și el devine prezent. Nu fizic, ci îndreptându-și chipul și atenția spre problemele pe care își oprește ochii. Oare merge la voia întâmplării poporului Jehova? Desigur, Jehova își sprijină poporul său, dar trebuie să treacă prin multe încercări. Desigur, există și alte părți în Scripturi unde, în mod evident, cuvântul prezență nu se referă doar la față, ori la avea parte de atenția lui Dumnezeu, ci la faptul de a fi literalmente față în față cu El, chiar pe loc, și în prezența fizică a lui Jehova. Această concluzie reiese din următoarele pasaje. Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Și Satan a plecat dinaintea Domnului. Citat din Iov 1 cu 6, 12 și capitolul 2 cu 1 și 7. Sau Psalmii 16 cu 11, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Așadar, povățuindu-l pe Moise cu privire la preoția lui Israel, Jehova Dumnezeu a zis: vorbește fratelui tău Aron și spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivotul sfânt, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Levitic 16, versetul 2. Norul pomenit aici a apărut deasupra capacului ispășirii, chiar între heruvim, de la ambele capete ale capacului ispășirii. Prin slava de lumină ce se revărsa din acel nor, Jehova a apărut ori și-a manifestat prezența în Sfânta Sfintelor. Din această pricină s-a zis că Jehova stătea între heruvim. Domnul împărățește,
popoarele tremură, el șade pe heruvim, pământul se clatină. Psalmul 99 cu versetul 1. Arată-te în strălucirea ta, tu care șezi pe heruvim. Tot Psalm 80 cu versetul 1. Nimeni nu va putea susține în mod serios că în timpul sutelor de ani, cât chivotul legământului a fost în Sfânta Sfintelor, Iehova a fost literalmente absent de pe tronul lui din ceruri și prezent trupește în sanctuarul sfânt pe pământ, șezând într-un nor între heruvim pe capacul ispășirii. Totuși, nu există nici cea mai mică îndoială că prezența lui s-a manifestat în acel loc. În realitate, norul simbolizând sau reprezentând prezența lui Iehova, care stătea între heruvimii de aur, era obiectul unei lecții. Ea ilustra cum locuiește Iehova în locurile înalte și sfinte din ceruri, printre creaturile care slujesc acolo în organizația lui. Isaia 57 cu versetul 15. Ca dovadă efectivă că prezența fizică a lui Iehova nu se află în templu în Ierusalim, avem faptul că Iisus Hristos atunci când a prezentat meritul jertfei omenești lui Dumnezeu, nu a intrat în sanctuarul templului în Ierusalim. Dar el a plecat spre ceruri pentru a apare acolo în fața lui Dumnezeu. Iisus a arătat că prezența reală a lui Dumnezeu este sus în ceruri. Evrei 9 cu versetul 24. În conformitate cu aceasta, după ce a construit templul pământesc în Ierusalim, regele Solomon i-a spus lui Iehova, atunci când i-a închinat templul: iată că cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu atât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. 1 Împărați 8 cu 27. În sprijinul acestei idei, Apostolul Pavel prezintă un argument convingător atunci când zice: Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. Faptele Apostolilor 17 cu 24. Astfel, este limpede că prezența lui Iehova în vreun cort, ori templu, a fost în cel mai bun caz simbolică, ori era reprezentată de vreunul din îngeri sau trimișii lui cerești. În mod frecvent, Iehova a vorbit despre faptul că se afla cu poporul lui atunci când aceștia se supuneau cu bucurie poruncilor lui și urmau căile trasatelor. În acest sens, i-a făcut promisiuni lui Moise: prezența mea va merge cu tine. Deci ce siguranță din partea lui Iehova. Deci prezența lui merge cu el. Lui Iosua, atunci când i s-a încredințat să ducă la bun sfârșit lucrarea lui Moise, în calitate de succesor, Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ceea ce vei face. Iosua 1 cu 5 și 9. Iosua a avut dovada specială a acestui lucru atunci când, cercetând zidurile Ierihonului, înainte de căderea lor, a dat peste un om cu sabia scoasă din teacă. El l-a întrebat: ești dintre ai noștri sau din partea dușmanului? Ce afirmație face? La întrebarea lui Iosua, omul a răspuns:
Nu. Ci eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Iosua s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat. Iosua 5 cu 13 și 14. Acel om ilustrat pe vremea lui Iosua și astăzi ne conduce. Deci Iisus Hristos. Iosua și-a dat seama că era un înger sau trimis al lui Jehova Dumnezeu. Doar un înger i s-a arătat acolo lui Iosua și totuși era evident că el nu era singur, deoarece vorbea despre sine ca fiind căpetenia oștirii Domnului. Vă dați seama dacă el era căpetenia, câtă oștire era în spatele lui. El trebuia să se fie referit la o mare oștire de îngeri invizibili, care se aflau acolo ca să-i apere pe izraeliți în vremea ce aceștia sediau cetatea păgână a Ierihonului. Adesea în Scripturi Jehova este pomenit ca Domnul oștirilor. Cu acest prilej, o oaste de îngeri al lui Jehova își făcuse tabără acolo, alături de izraeliții luptători, pentru a-i proteja de vrăjmași, atât de cei vizibili, cât și de pe pământ, cât și de cei invizibili, adică demonii. Prezența lui Jehova era prevăzătoare alături de poporul lui. Tot astfel, prezența lui este și azi alături de poporul credincios lui, alături de devotații lui martor sub mai marele Iosua, iar pentru a-i întări și mânghia, este scris: cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. Psalmul 125 cu versetul 2. Și ca să observăm în cele din urmă că Jehova Dumnezeu îți folosește pe eliberatorul său principal, bineînțeles ilustrat prin mai multe profeții, cunoaștem bine profeția lui Gedeon, bătălia pe care a dat-o el. Căpetenile au reușit să fugă. El și cu 300 s-au dus după el, după ei. Au trecut printr-un ținut și au cerut ca să le dea apă și pâine. Ei au afirmat: aveți pe Zebac și Țalmuna în mâinile voastre ca să vă dăm noi apă și pâine? Ce le-a zis? Când mă voi întoarce înapoi, am să vă scarpin cu mărăcini și cu spini. A mai trecut printr-un loc și tot au refuzat. Și Gedeon a zis că le dărâmă stâlpul care l-au ridicat. În cele din urmă, i-au prins, i-au adus, le-au arătat lor că l-au prins pe Zebac și Țalmuna, au folosit spin și mărăcini pentru ei și acum fiți foarte atenți cum îi ia pe ei. El le-a zis lui Zebac și lui Țalmuna: cum erau oamenii pe care i-ai ucis la tabor? Ei au răspuns: erau ca tine, fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. El a zis: erau frații mei, fii mamei mele. Viu este Domnul că dacă i-ați fi lăsat cu viață, nu v-aș ucide. Și a zis lui Ieter, întâiul lui născut: scoală-te și ucide-i. Dar tânărul nu și-a scos sabia pentru că era teamă, căci era încă un copil. Zebac și Țalmuna au zis: scoală-te tu însuși și ucide-ne. Căci cum e omul, așa este și puterea lui. Și Gedeon s-a sculat și a ucis pe Zebac
și pe țalmuna. Să știți că această soartă o să o aibă toți care se ridică împotriva lui Iehova și a poporului său de legământ. Iehova, folosind sabia sa dată principalului său, Iisus Hristos, pentru a nimici și a distruge tot ce există rău în acest univers. Cu aceste cuvinte, eu vă mulțumesc pentru atenție.